Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu! Tu, grăsuța! Ce faceți, grăsuții mei? Să mă îndepărtez de cameră, vedeți? Dârdie camera. Normal că dârdie. Hai mă, stai. Mai dârdiat. Îi e frică în fața mea. Nu, dârdie pentru că era iară biroul aproape de lumină. Bine că eu am ring light-ul și pe ring light e pus camera și de asta dârdie. Ok. Astăzi vreau să vă arăt un haul pe care l-am primit de la Rose Girl. Dar înainte să începem rolul. Înainte să începem haul-ul, ce faceți, grăsuții mei? Rolul de grăsuță. Oh, totodată aș vrea să am și rolul de slăbuță, dar nu se poate. Da. Voi face totul în unul, adică și genți și bijuterii și accesorii și ce am mai cumpărat eu, toate în același video, pentru că persoana de la care care mi-a zis să fac video, mi-a zis că vrea un video și nu două ca celelalte fete. Așa că da, astăzi vom avea un video foarte lung, așa că vă rog frumos, curge nasul. Eu dimineața am alergii, cred că. Da, luați-vă ceva de rânțăit, pentru că sunt foarte multe acareturi și vreau să vi le arăt și vouă. Vă zic că aici la geanta asta vă care lipit, să trebuiască să le dizlipesc eu, nu acum, că n-am timp să stau acum să le dizlipesc. Ok, voi începe cu prima gentuță. Prima geantă arată așa. Este mai mult ca un fel de rucsac, dar nu e rucsac, e pur și simplu o geantă, dar îmi place la nebunie cum arată. Duce puțin coale de la Chanel, dar asta nu e Chanel. Și îmi place foarte mult când am văzut-o pe site și e foarte încăpătoare, adică are una, două, trei compartimente, care, ia să vedem dacă... Ok, pe ăla de pe mijloc mai are un buzunărel aici și o chestie de ținut telefonul aici. Și da, îmi place la nebunie. Trebuie să dezlipesc astea, sunt din hârtie. Aici, vedeți? Și având în vedere că are și cu hauleu și cu negru. Ah, cât de frumoasă e! Cât de frumoasă e! Cât de frumoasă e, doamne! Dacă ați observat, americanii când pun adjectivul în fața verbului sau ceva de genul ăsta și câteodată m-au auzit și pe mine vorbind așa, dar nu este corect din punct de vedere gramatical și știu asta, dar n-am ce face. Ok, asta este prima geantă și deocamdată, sinceră să fiu, sunt super mulțumită de ea. Ia să vedem cât a costat. $25 a costat geanta asta. Cam multișor din punct de vedere a că nu e firmă, nu e nimica, dar e foarte bun făcut, foarte bine făcută și îmi place la nebunie. După mi-am luat o chestie pentru pori. Nu știu exact cum funcționează, dar ci că ar trebui să curețe porii sau ceva de genul ăsta. Da, eu ci că încercam să citesc. Ce să citesc, frate? Dar tu să citesc în română, vrei să mai citesc și în chineză? Ci că e așa, deci pui astea pe deget, vedeți, are ca un fel de așa. Și după, cu asta, te ștergi, depărtezi porii foarte, foarte ușor, cu apă, cu detergent de rufe. Nu știu exact cu ce vă spălați voi de obicei pe față. Eu am tot felul de nebunii cu care mă spăl pe față, așa că... Și aici are o chestie ca un punct. Pentru ce e punctul ăsta, nu-mi dau seama. Pe ăsta de ce mai fi? Iar trece gunoiul, de nu mă disperă ăștia. Da, voi vedea cât de bună e chestia asta și vă voi zice și vouă. Încă nu am încercat nici celelalte, deci da, mai aveți puțină tică răbdare. După un alt produs pe care aș vrea să-l încerc, dar nu știu dacă am să încerc gelurile, dar aș vrea să încerc lumina aia, este pentru albirea dinților. Pentru că dacă observați, eu nu am dinții foarte albi și sincer să fiu, nici nu m-aș băga
în, știu cum se, lock, open, da, nici nu știu exact care, care și cum e treaba cu gelul respectiv, nu vreau să, să dau în mai rău, adică să fie nașpa pentru dinții mei, dar mă tentează foarte mult lumina asta. Să vedem dacă whitening light, dacă face ceva pentru albire, după ce mă spăl eu cu pasta mea de dinți și așa. După următoarea gentuță, tot ca un fel de, tot ca un fel de luxăcel pare, nu? Dar o pot să, auci, o pot să ții așa în mână, ceea ce îmi place la nebunie, și se deschide așa și are două separatoare. Deci unde poți să-ți pui lucrurile, poți să pui, are și de asta să o pui pe umeri. Și în fața aici nu v-aș sugera să vă puneți lucrurile, pentru că, na, știți cum e cu cântatul la pian, dar în spate ar fi nemaipomenit, iar în față, ce știu, pui biletul, pui chestii. În spate, până te ajunge să te fure careva, e mai greu. Și da, mi s-a părut foarte drăguță, are buzunărele și în spate și în față. Poți să-ți pui tot felul de chestii, iar eu nu știu ce tot am cu biletele. Eu tot mă gândesc când merg acasă, vreau să merg cu tramvaiul și aici am să pun biletele. Și da, gentuța arată foarte, foarte drăguț și îmi place la nebunie. M-am săturat de genți mari. Dacă ați observat, cam toate gențile pe care mi le-am cumpărat în ultima vreme sunt mititele, pentru că m-am săturat să umblu cu valiza după mine. După o altă gentuță care o ador, și la gentuța asta i-am pus și un accesoriu de la Gina, parcă mi l-a trimis. Ați leacă să o închid. Faze că e goală și face figuri așa, l-a închis. Tot la fel, pare ca un ruxăcel și îmi place materialul care e făcut și culoarea, bineînțeles că asta era os. Și am pus acest accesoriu, tot la fel, pufos ca geanta. Și eu zic că merge, pentru că vedeți, are tot felul de, nu e pur și simplu singură culoare, bate înspre roz. La spate e simplă, se închide ca un ghiozdănel, ca un ruxăcel. Și îmi place la nebunie, am fost zile trecute cu ea la cumpărături și vreau să zic că este preferata mea. După mi-am luat o chestie de asta, este pentru când am să merg acasă, nu pentru acasă. Am unele chestii care au chestia asta așa, cum avem noi acasă. Deci, să, cum se zice, un convertor, trece mașina de gunoi. Ce facem? Vorbim peste, nu? Da, mi-am luat o chestie de asta pentru că nu se știe niciodată când o să avem nevoie. Și da, după, următoarea geantă și penultima. O ador și pe asta, stai că aici o să fie gălăgie mare. Sau nu? Da. Este această geantă din piele întoarsă. Ah, ce de frumoasă. Nu cred că am nicio geantă pe culoarea asta. Am vreo una? Nu cred că am. Și mi s-a părut foarte drăguță. Stai că mai am una aici. Doar după. Are și pentru a pune pe umeri dacă vrei. Și e foarte spațioasă înăuntru. Asta seamănă cu geanta doctorului de pe vremuri. Știți când vine doctorul și avea geanta lui, e cam așa seamănă și eu ador. Sau dacă nu, ca geanta lui bunica. Da, mai bine, ca geanta lui bunica. Și îmi place la nebunie și e și mărișoară, adică nu e foarte mică, dar nu foarte, foarte mare să vă nebunească. Și da, sunt foarte mulțumită de ea. Pe asta am plătit, hai să vedem, vine și cu un zorzonel ceva, dar nu știu unde am pus zorzonelul. Pentru că tot îmi stăteam prin preajmă pe aici și l-am strâns. Nu știu unde l-am pus.
Are un zorzonel la geantă. Geanta aia maro a fost 27 de dolari și este și pe gri și pe negru, dar mie mi-a plăcut mult mai mult pe maroul ăsta așa. Oh, cât de frumos! Nu știu, v-a plăcut vouă sau nu? Lăsați un comentariu în bara de descriere și spuneți-mi și mie dacă v-a plăcut sau nu. Și ultima gentuță, da, este ultima gentuță. Ați mai văzut genul ăsta de geantă la mine? Adică am mai făcut comandă la genți de asta, cred că 3 până acum. Da, cred că mi-am pus în gând să fac comandă la toate care sunt pe site. Arată așa și cu două lebede și cu paiete, sclipici, whatever ce este pe aici. Mi se pare așa de drăguțe și asta este alb cu negru. Celelalte, una era negru cu roșu și una era roz. Da, alb cu negru nu aveam. Trebuia una alb cu negru, nu? Și da, mi se pare foarte drăguță. Poți să o pui în cârcă dacă vrei sau pur și simplu o ții în mână. Și am medusta. Chiar îmi place așa cum e făcută stilul ăsta de geantă. Pardon, îmi place la nebunie. Lăsați... Aulă, mă pomnește careva. Care ești, frate, acum? Mama, tata... Da, nu știu cine mă pomeniște, cineva mă pomeniște. Următoarea gentuță, bine, ultima gentuță pe care am comandat-o în holul ăsta, ne mai așteaptă încă 2-3, cred. Da, 3 în celălalt hol, o să vă arăt eu mai târziu. Acum trecem la bijuterii, că avem o grămadă. Am pus în punga asta toate bijuteriile, ca să le am așa la un loc. Prima... Bine că asta nu e biju... Ba, e, ba, nu e. Este acest... hai mă, stai. Guler, care este plin cu pietricele și cu paiete. Nu. Este cu pietricele negre și mărgeluțe negre. Și mi se pare așa de fain. Adică mi se pare că orice bluză ai purtat după aia, poți să pui chestia asta, că e o bluză banală, pui asta și arată foarte, foarte bine. Chiar nu știu cu cine vorbeam. De mi-explica chestia asta, teorema asta, că orice bluză banală ai avea și după aia pui asta, ar arăta foarte, foarte bine. Și da, mie îmi place la nebunie cum arată. Să încerc să văd ceva aici. Ok. E așa de drăguță. Bă, aștept acum să văd ce fel de bluze am eu, unde aș putea să pot... Ah, mănâncă nas. Unde aș putea să port asta și are și chestia asta foarte lungă, adică nu să-mi fac probleme că nu mi-ajunge la gâtul meu de fotomodeală. Da. După am cumpărat un colier, la ăsta îmi fac puțin griji. Ia să-l desfac, de fapt. Să vedem cât de mărișor e. Nu mi-am dat seama că e chiar așa de mic. Deci colierul arată așa. Dar e cam mititel aici. Nu știu dacă o să mă ajungă sau nu. Vedem. Eventual am să pun o chestie. Deci cel inițial era atât. Deci mă scuzi. Îmi încape pe mână, inițial. Deci vă dați seama ce gât trebuie să ai. Cred că de copilaș, că altfel nu-mi explic. Nici noi astea mai... Nici fetele astea normale, slăbuțe, nu cred că o să le vină. După am cumpărat o pereche de cerceluși. Mi s-au părut interesanți, cu hauleu și cu șarpe. Și na, vă zic că la un moment dat chiar nu mai ai ce să mai cumperi. Și pui și tu ce găsești acolo mai interesant. După o pereche de cercei care îmi plac, pentru că sunt destul de mărișor și eu ador cercei mari, deci îi ador, 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 ador. Și asta are și cu un corn și foarte interesant sunt făcuți acești cercei. O să aveți, bineînțeles, în bara de descriere toate, toate, toate denumirile. După avem un... Am luat o pereche de cercei de ăștia, așa că n-am mai purtat de chiar foarte multă vreme, cred că nici nu am.
Și așa sunt cu pietricele pe, mă, iară trece ăsta, mă disperă, deci nu mai pot, mă disperă, mai ales cel mai prost moment de a face video. Continuăm, nu? Hai că ajunge la partea mea. Se înțelege că e geamul deschis, nu? Zici că e în curte aici, la mine. Cerceluși! Încerc să vă distrag de la mașină, dar nu se poate, nu? Continuăm. Am cumpărat o pereche de cercei care se vă duce în cutia grăsuților, pentru că, țineți minte, îi am odată și am cumpărat o pereche și pentru voi. Sper să vă placă, de asta pe ăștia nu i-am scos din ambalaj. Deci prima surpriză pe anul ăsta este această pereche de cercei. După mi-a ajuns o altă pereche care s-a stricat, s-a spart, nu știu ce e cu dânsa, nici nu vă mai arăt. După încă o pereche de cercei care se vor duce la cutia grăsuților. Sunt în formă de cruce. Ca să vă arăt ăștia o pereche. Arată așa. E cu hauleu. Am și eu o pereche. Și asta se va duce la cutia grăsuților. Deci până acum două perechi de cercei care merg la cutie. Au. Acum nu știu ăștia dacă deja îi am sau nu îi am. Am să verific, dar dacă deja îi am, am să-i pun și pe ăștia la cutia grăsuților. Cei așa, arată cu albastru. Îmi pare cunoscută chestia asta, de asta zic că nu știu dacă sigur îi am sau nu îi am. Ceva cu albastru așa știu că am, dar nu știu dacă am modelul ăsta. Deci am să pun și pe asta deoparte până când am să verific dacă îi sau nu la, dacă i-am sau nu i-am. După o altă pereche de cercei, sunt roșii, dar aici apar în cameră, nu știu, par portocalii, dar nu sunt portocalii, corai așa, dar nu sunt, sunt roșii. După o pereche de cerceluși pe care mi-am cumpărat, sunt super simple, nici nu se văd. Sunt de pus pur și simplu bobițe de astea în ureche. Încă o pereche pe care am cumpărat la cutia grăsuților sunt aceste perluțe care cineva zicea că seamănă cu fug de neam. Așa. Și încă o pereche care se duc la cutia grăsuților. Mamă, așa multe perechi am cumpărat pentru voi? Care și această pereche eu o am și bineînțeles că am vrut să vă cumpăr și vouă pentru că mie mi-a plăcut la nebunie. Stați totuși să vă arăt cum arată deschisă, că nu înțelegeți nimica din pungă. Este așa mai eleganță ei. Arată așa. Și da, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și eu de obicei pun la cutia grăsuților lucruri care mie îmi plac și mi-ar place și voi să aveți. Așa că dacă vouă nu vă plac, atunci stați liniștiți, e posibil nici să-i primiți. Ci să-i primească cineva care într-adevăr îi plac. Stați să pun și închizătoare. Ok, da. Deci una, două, trei, patru și cu aia albastră, dacă nu o am deja, sunt 5 perechi de cercei. Restul sunt ale mele? Da. Am și eu. Mi-au rămas și mie câteva. Ok, începem cu ăștia. Sunt ca un fel de două feluri. E o cruce, dar are și pe Sfânta
Sfânta Maria, Sfânta Madonna, Sfânta, o Sfântă aici, pare ca un fel de sfântă și îmi plac la nebunie. Început să se poarte chestiile astea așa religioase și bineînțeles că erau pe hauleu, nu aveam cum să-i las. După ceva pe roz și pe gri, care merg foarte bine cu gentuțele pe care mi le-am cumpărat, o să le vedeți mai târziu. Și da, îmi place la nebunie. S-ar vedea bine și pe tenul meu alb cu brunet. Încă o pereche pe roz, arată așa, sunt foarte comici. Nu? Comici, comici. Bineînțeles, încă o dată vă zic că o să aveți în bara de descriere denumirea lor. După mi-am luat acești cerceluși, par așa mai eleganți. Mai am o pereche care sunt cu alb aici în loc de albastru, am vrut una și cu albastru. O las ea la întrecere. După încă o pereche de cercei care iar am văzut că se poartă. E pe genul ăsta așa ca sticla ceva. Și da. Eu fiind înnebunită după cercei, după cum bine știți, a trebuit să cumpăr ceva de genul ăsta. Și sigur o să se vadă și bine la atunci când am să-i port. Și la cameră și când am să-i port. După încă o pereche care mi-a plăcut. De fapt, tot cam ce-am comandat îmi place, pentru că na, eu le comand și ei mi le trimit. Arată așa și sunt așa de drăguți. Ador stelele astea, soarele ăsta ce-o fi el. Sunt foarte drăguți și pe hauleu. Și după o pereche mai de vară, cred eu că o să meargă, sunt aceștia. Au biluțe și un evantai. Da. Așa au fost toate perechile de cercei și bijuri pe care le-am comandat. Stați că mai am o chestie care vreau să vă arăt. Mi-am comandat iarăși un ondulator de păr. De data asta, stați liniștită, nu mai au capete. E pur și simplu o singură mașinărie. Încă nu am încercat-o, dar de-abia aștept să o încerc. Am foarte mari emoții cu mașinăria asta, pentru că mi-e frică să nu-mi prindă părul și să nu mai îmi dea drumul. Deci, inițial, nu știu ce o să fie, cum o să fie. Nu știu exact cum se face. Să vedem. Bine că nu-i băgat în priză. Așa sau invers. Așa. Cred că așa. Și se închide și o să tragă părul și după aia când le dau drumul o să iasă creieț. Da, vom face un video cu chestia asta să vedem cât de bună este sau nu este. Dacă o să vă recomand sau nu am să vă o recomand. Vom vedea atunci. Important, always use this side facing towards the heat. Nu știu exact cum, ce vom vedea noi. Se închide tot, nu se închide tot. Da, tare sunt curioasă și am o frică foarte, foarte mare că pe asta o să mănânce părul. Și da. Asta a fost video de astăzi. Asta este tot ce am cumpărat, ce am comandat. De fapt, nu am cumpărat, am comandat și ei mi-au trimis de pe rosegal.com și mi se par foarte, foarte drăguțe. Am să fac un video și în limba engleză pentru că merită. Adică, nu știu dacă la astea, cred că la celelalte. Am să fac un video în limba engleză. Sau am să combin gențile. Vom vedea ce și cum, dar vreau să încep să fac video în limba engleză pe acest canal, v-am zis zile trecute, așa că da, răbdare cu mine,
Dacă nu o să vreți să le vizionați, v-am zis de fiecare dată o să fie în paranteză N, așa să știți că este în engleză. Și eu v-aș mulțumi și v-aș fi foarte recunoscătoare dacă le-ați urmărit, dacă nu, nu vă pot forța. Și da, ăsta a fost și video de data asta, vă mulțumesc foarte mult celor care m-au vizionat, vă mulțumesc foarte mult cei care ați avut răbdare să stați până la sfârșit și bineînțeles mulțumesc Rose Gal că mi-au trimis aceste produse și sper că și anul 2018 o să fie încărcat cu astfel de companii care îmi cer să fac review la produsele lor și de ce nu, din ce în ce mai multe. Ok, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi lăsați un like, nu uitați să verificați bara de descriere pentru că am să pun toate link-urile la aceste produse pe care le-ați văzut în bara de descriere. Unele s-ar putea să fie sold out, unele s-ar putea să nu, să le mai găsiți în stoc dacă o să vă placă. Și da, de obicei sunt foarte multe reduceri, așa că puteți să vă uitați ce reduceri găsiți pentru că E bine să căutați cu reduceri, iar dacă o să aveți nevoie vreodată de un cod, anunțați-mă pentru că eu am tot felul de programele care detectează coduri pentru astfel de oferte și de ce nu, dacă puteți să le luați mai ieftin, de ce nu, lăsați-mi un mesaj și spuneți-mi și o să caut pentru voi să vedem dacă găsim vreun cod. Ok, atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut și încă o dată nu uitați de like și nu uitați să vă abonați. Și da, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și ne vedem când? Data viitoare! Pa!